Eugen Stamate este candidatul Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat pentru colegiul numărul 9 din municipiul Galați. La sfârșit de campanie electorală, Eugen Stamate le transmite gălățenilor să meargă cu încredere la vot și să pună ștampila pentru PNţCD, deoarece acesta este un partid care a oferit soluții concrete la problemele oamenilor. Referitor la declarația unor lideri politici care îndemnau gălățenii și românii să nu voteze pe Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, privesc cu atenție spre partidele dumnealor, sunt cu probleme, ei sunt pe cale să se scindeze și aș putea același lucru să transmit și eu gălățenilor să voteze cu încredere Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat. Pe 25 mai trebuie să iasă gălățenii la vot, trebuie să-și trimită în Parlamentul European reprezentați demni, oameni responsabili, oameni cu suflet și în colegiul 9, pentru Camera Deputaților, alegeri parțiale, trebuie să voteze poziția 4, candidat Eugen Stamate, candidat din partea Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, pentru că soluțiile prezentate de noi de-a lungul acestei campanii electorale au ajuns la dumneavoastră, sper că le-ați receptat, ne-am întâlnit, ne-ați încurajat, vă mulțumim foarte mult pentru mesajele dumneavoastră de încurajare, vă așteptăm la vot să confirmăm și suntem convinși că împreună putem schimba ceva. Campania electorală se termină sâmbătă dimineață, iar duminică, 25 mai, gălățenii sunt așteptați la vot.